Hey, ce facem de titlu? Ai o idee? N-am. Să luăm un colaborator cu idei. Am eu un amic. Maestre, salvează-ne, dă-ne un titlu. N-ai cumva un titlu? Bun găsit, vă spunem din nou la emisiunea Fără Titlu. De data aceasta avem un invitat special, un tânăr actor din București, Emanuel Varga, bun găsit, și evident Carmen. Emanuel, din ce am încercat și eu să aflu despre el de aici, din Germania, pentru că nu este foarte ofertant pe online, pe motiv că nu prea postează, deși face lucruri interesante, nu vrea el să promoveze imaginea, așa că încercăm noi astăzi să-l descoperim pe Emanuel, să-l descoperim și pe Eusebiu. Și vreau să spun că am descoperit o părere a cursanților care îl vizitează pe Emanuel și uite ce spun ei. Este un actor electrizant și un pedagog teatral perfect. Așa cum îl descriu cursanții lui. Da, astea au fost cuvintele unor cursanți de-ai mei. Am lucrat și cu copii, și cu adolescenți, și cu adulți în zona de ateliere de teatru, de jocuri teatrale, pe dezvoltare personală și puține, dacă nu chiar deloc, niciodată, de fapt, nu mi s-a întâmplat să am un atelier prost, să plece oamenii dezamăgiți. Ce am aflat eu este că a descoperit teatrul undeva prin clasa a 10-a la Bacău, pentru că el este original din Bacău, și a mai descoperit că părinții chiar l-au ajutat și susținut în sensul ăsta să se dezvolte pe direcția asta și să-și urmeze visul, ceea ce a și făcut. Și anul trecut a absolvit, dacă nu mă înșel, și masteratul la pedagogie teatrală. Exact. După ce a obținut diploma de actor inițial. Dar hai să ne întoarcem în timp și să-l vedem pe Emanuel undeva acolo în perioada liceului, când intra într-o altă lume și descoperea cluburile de teatru și acele comunități din Bacău unde se desfășura această artă, teatru. În Bacău nu există foarte multe forme de divertisment, din păcate. Așa că în perioada liceului cel mai probabil o să ajungi într-o trupă de teatru. Sau dacă... nu, dacă îmi dați voi o glumă, poți să ajungi în cluburile de dans, nu? Deci da, nu ne-am înțeles. Când te-ai spus cluburi, Sorin, m-am gândit, domne, putea să ajungă în clubul de să nu. Nu, erau trupele acelea ale liceelor care se ocupau de această formă. Da, 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 da. De numai că bucureștenii tineri, din păcate, ajung foarte mult doar în cluburi și nu mai fac nimic. Aici a vis tinerilor despre care o să vorbim în această emisiune. Te rog, te rog, Emanuel. Da, și există, dacă nu mă înșel, 4 trupe de teatru, ceea ce e foarte mult pentru Bacău. Și a fost o perioadă extraordinară pentru dezvoltarea mea ca om. Eram foarte timid, anxios, nu prea ieșeam din bancă, eram foarte la locul meu așa. Și faptul că am intrat în trupă m-a ajutat să mă deschid, să mă dezvolt. Am fost la tot felul de festivaluri de teatru, în Timișoara, în Bacău, ID Fest se numește cel din Bacău. Am luat și premii pentru cel mai bun spectacol, pentru cel mai bun actor în rol principal. Și cu timpul mi-am dat seama că s-ar putea ca asta să nu fie doar un hobby, ci o adevărată pasiune pe care vreau să o dezvolt și mai mult în viața mea. Și asta să fie drumul tău. Da. În ce spectacol ai luat acel premiu important pentru rolul principal? A fost un spectacol în cadrul festivalului T4T de la Timișoara. Un festival foarte interesant pentru că acolo nu vii cu un spectacol de acasă, ci ai 5 zile la dispoziție să faci un spectacol de la zero. Wow! Asta e o adevărată provocare pentru voi. Provocare, ce idee tare! Absolut, absolut. Wow. Bineînțeles că aveam și un trainer, un actor care ajuta fiecare trupă. Wow. Și în fiecare an exista o temă. Tema de anul acela, nu mai știu exact care era, era ceva istoric oricum. Și am ajuns să facem un spectacol care s-a numit Little Boy,
despre bomba de la Hiroshima. Mă aflam în avionul în care urma să fie lansată bomba și eram un jurnalist care nota evenimentele, ca să zic așa. Și a fost o comedie foarte interesantă cu final evident tragic. Da, da. Eu am fost în Hiroshima. Eu, uite, pentru că faci niște legături, deja îmi răscolești un pic memoriile. Eu am fost în Hiroshima și am văzut locul acela. Și mă gândeam acum când povesteai la Enola Gay, la acel avion care a lansat de fapt bomba nucleară. O dramă pentru societatea noastră, sper să nu se mai repete, mai ales că ne aflăm într-o situație conflictuală în ultimul timp destul de mare. Dar rămânem în acest trend al emisiunii și să-l descoperim pe Emanuel. Ai terminat clasa a 12-a, a venit momentul să dai la teatru. Exact. Cum s-a produs? Pentru că tu proveneai din Bacău, totuși mișcarea asta Bacău-București nu este ușoară. Da, și de aceea chiar nici n-am dat la teatru în primul an după ce am terminat liceul. Da, mi-am dat seama că nu mă simt pregătit să evoluez, să urc mai departe în societate și că nu mă simt pregătit să dau admiterea. Așa că un an am luat o pauză și am muncit. Am gustat puțin din viață, ca să zic așa. Ce ai încercat să lucrezi, să fii un angajat, să câștigi banul tău? Unde? Da. Ne suntem curioși. Am lucrat la Carrefour, puneam marfă pe rafturi, ceea ce m-a distrus psihic și m-am întors acasă cu coada între picioare. Iar apoi, după câteva luni, am ajuns să lucrez într-o fabrică la Mălai. Pentru că tu ai experimentat acest lucru de o pauză de un an de zile, ce sfat ai da a tinerilor care vor să își urmeze acest vis? Că e foarte bine să rămâi perseverent și să muncești pentru ceva ce îți dorești, dar să nu dispere. Să nu dispere dacă nu reușesc. Pentru că ori nu e pentru ei și atunci sigur o să găsească ceva mult mai potrivit, ori încă nu e momentul lor. Tu te-ai descoperit în perioada asta de un an de zile? Ai reușit să vezi pentru ce ești făcut și care ar trebui să fie drumul tău? Da, am descoperit foarte multe lucruri. În primul rând am ajuns să-mi respect părinții, pentru că părinții mei nu sunt actori, nu sunt artiști, sunt oameni simpli care lucrează și ei la rândul lor. Mi-am dat seama că dacă eu nu lucrez cu mine și dacă nu învăț, bravo, o să ajung exact unde mă aflu în acel moment. Și mi-am dat seama că trebuie să muncesc, să fac ceva, să scap de acolo. Și că, într-adevăr, aș prefera să fac artă decât să mut baxuri de mălai. Și acum, dacă îmi dați voie o mică glumă de-a mea mai ironică așa, și un actor care ia Oscar mănâncă mămăligă și știe să facă o mămăligă bună. Și cred că așa trebuie privită viața. Întâi, în pași mici, începem să ne căutăm calea, le spun și eu în terapie clienților mei tineri și apoi ne găsim, de ce nu, steaua noastră, drumul nostru, targetul nostru în viață și ne luptăm pentru el și încercăm să-l ducem, să ne îndeplinim visul. Vreau să continui ideea lui Carmen și mă gândeam acum la Arnold Schwarzenegger, care în momentul când s-a mutat la Los Angeles ca să-și urmeze visul de a deveni actor, a dormit pe bănci în LA. Așa că nu este o rușine să faci o activitate care să-ți întărească psihicul și să te determine, să te motiveze, să-ți urmezi calea. Așa că toată admirația mea de aici, din Germania, pentru faptul că ți-ai urmat visul și uite, mă uitam acum la dacă recunoști această fotografie. Da. Aici ești absolventul 2022 și cum a fost începutul în facultate? Ți-a fost greu să te adaptezi? Dar de fapt până la facultate, cum te-ai pregătit ca să dai la facultate? Foarte frumos, mă bucur că mă întrebați asta. Aproape de casa mea în Bacău există un parc.
Și în fiecare zi, pe la ora 5 după amiaza, mă duceam în parc, îmi găseam o bancă retrasă și începeam să repet textele pentru admitere. Singurel, cu voce tare, lumea mă credea nebun. Pentru că nu aveam un spațiu unde să repet, nu aveam, n-am avut o persoană care să mă pregătească și m-am pregătit singur. Aveam o agendă, îmi scriam poeziile și repetam singur în parc. Mulți viitori studenți la actorie se pregătesc cu actori, își caută pe cineva. Tu ai făcut asta pentru că exista o lipsă financiară, da, un mentor, sau pentru că nu vedeai rostul la apela la un mentor care să te ajute să intri la facultate? Poate puțin din ambele. N-am trăit niciodată în puf, n-am avut niciodată ajutor din exterior. Deci, din start, mentalitatea mea era să lucrez singur și să mă pregătesc singur. Și în același timp, da, nici financiar nu eram foarte înstărit și am considerat că cel mai bine e să trag singur și să văd dacă reușesc. Știi de ce spun chestia asta? Pentru că mă gândeam că în momentul în care ai ales să lucrezi un an de zile, m-am gândit că lucrezi ca să-ți plătești viitorii profesori care să te coordoneze. La asta mă gândeam, de fapt. Era o opțiune, da, într-adevăr. Dar mi-am folosit banii tot să investesc în mine, dar în alte direcții. Da, da. Așa, și acum să venim la partea asta cu... Mergem la facultate. Așa. Și în fața comisiei, pe o scenă. Ce? Cum te prezint? Cu ce? Cu ce ne-am prezentat? Ce repertoriu? Nici nu mai știu primul repertoriu. Știu doar că eram foarte emoționat. Tremuram în picioare și pur și simplu nu știam cum să scap de acolo mai repede. Da. Am trecut de primele două probe foarte bine, de ateliere. Am rămas și în mintea unor profesori cu niște întâmplări și la a treia probă, la monolog, am picat. Am picat pentru că nu aveam un monolog potrivit. Nici nu știam să-mi aleg foarte bine textele atunci. Și am picat. Bum. Și care a fost șansa până la urma urmei? Unde s-a întâmplat minunea? Cine a acceptat totuși ca Emanuel să devină studentul UNEATC? Păi la actoria nu am făcut-o la UNEATC. În cele din urmă. Okay. Unde? Da. Am făcut-o la Hyperion. E foarte bună facultatea. Da. Okay. Okay. Pe vremea mea era și facultatea ecologică de actorie. Hyperionul s-a înființat mai după și ATF-ul. Mă rog, de fapt, nu contează unde ești. Cine ți-a fost profesor? Doamna Rodica Mandache. Acum încep să fac niște legături. Cu Teatrul Odeon. Da, nu numai cu teatru. Încerc să fac niște legături vis-a-vis de o piesă în care a jucat invitatul nostru vizitând Republica Melania. Și acum înțeleg eu cum s-a ajuns la această piesă și de ce Emanuel a făcut parte din una dintre distribuții, pentru că a avut mai multe distribuții piesa asta. Da. Aș vrea să menționez faptul că a fost din partea doamnei Mandache o oportunitate, dar în final a fost domnul Gelu Colceag, regizorul care m-a vrut în spectacol. Da, da, știu că este regizată de Gelu Colceag, piesa respectivă. Cum a fost să joci alături de Rodica Mandache? Ce ai învățat de la Rodica Mandache în toată perioada asta, cât ți-a fost atât profesor cât și, până la urmă, actor împreună, pe scenă? A fost o onoare, sincer. A fost o onoare pentru că am fost pus în fața vieții de actor, așa, deodată. Doamna Rodica Mandache nu are un stil din ăsta blând, care te mângâie și îți spune că totul e bine. Nu, îți oferă adevărul în față, actoria e grea, teatrul e greu. Biciuie. Actoria e grea. Bravo. Exact. Iar tu trebuie să reziști. Dacă ești făcut pentru asta, o să reziști și o să perseverezi. Dacă nu, poți să pleci, ușa e deschisă.
Și mai am eu o vorbă, poți să pleci și să devii poate cel mai bun chirurg sau cel mai bun stomatolog sau exact. Scriitor, matematician, contabil. Și eu cred în, în tăria asta a mentorului care poate să-ți deschidă o cale sau să ți-o arate în altă parte. Da. Da, și aici fac și eu o indicație, dacă mă dați un pic terapeutică, încerc așa subliminal și cu încredere de sine să le dăruiesc, să-și aleagă o cărare în care să se simtă bine în viață, să-și găsească sensul în viață, e foarte important. Pentru că dacă vor sta într-o meserie, într-un, mă rog, într-un job, cum spune Alfred Adler, utilitate, care nu e de fapt utilă pentru ei, vor fi frustrați, nefericiți și iată de ce atâtea depresii universale și tristețe în lumea asta. Ești actor cu acte în regulă, ai făcut proiecte, ai participat la diverse piese de teatru, am văzut Tablou vrăjit, am văzut Omul de la Mancea, ceva de genul acesta. Ai participat în foarte multe proiecte, ai fost cooptat. Crezi că știe tânărul actor la ora actuală să se vândă pe piața aceasta a artei, da, în special a teatrului? O întrebare dificilă. Cumva trebuie să fii ca o carte deschisă, dar mai mult de atât. Trebuie să te împingi pe toate rețelele sociale, să înveți să faci TikTok-uri, să înveți să... Da, și să apelezi la tehnica modernă, dreptate, actuală, da. Da, lucruri care nu mai țin de actorie neapărat, nu mai țin de tine ca actor, ci țin de tine ca manager al propriei tale persoane cumva. Din păcate în România partea, da, partea asta de marketing virtual nu e chiar corectă. E mai mult o mască, spunem noi. E importantă, din păcate, nu știu, afară cred că contează mai mult altceva, nu știu, CV-ul, referințe, experiență. Nici nu știe, vine la mine doar că m-a văzut în filmul putare Y pe YouTube. El a spus că trebuie să fie propriul lui manager, da, în dezvoltarea asta. Dar cum manageriază el lucrul ăsta? Cum îl face? Am ajuns să vorbesc cu oameni care se pricep la asta, care au făcut cursuri de social media, pentru că fiecare platformă socială, Facebook, Instagram, TikTok, are un alt algoritm. Tu poți să încerci să te promovezi cât vrei. Dacă nu urmezi algoritmul platformei, nu o să ajungi la oameni. Și atunci, pentru fiecare algoritm, tu trebuie să înveți separat niște lucruri absolut interesante până la urmă, dar... Știi că asta este totuși o pierdere de energie din partea ta și că tu nu te mai poți focusa pe lucrul ăsta. Da, adică în loc să filmez, să-mi filmez, de exemplu, un monolog, să-l trimit în diverse locuri, eu trebuie să mă filmez pe stradă cum fac un TikTok, doar ca să mă promovez, să râd de oamenii. Ai super dreptate. Da. Să te mai muțărești în niște situații în care nu prea le vrei, știi? Domne, nu știu cum. Și încă ceva, atenție, noi suntem un canal serios de cultură, ai observat, ai uitat pe toate emisiunile noastre cu siguranță. Da. Să știm un lucru, că ne-am dorit mai mulți abonați, utilizatorii, stima de sine a oamenilor care există, din păcate, peste tot în lume, nu doar în România, e mică. Și considerăm că dacă, domne, arătăm lumii că ne e bine, de fapt nouă și în interior ne e bine. Dacă mâncăm două bețe de broaște și un crocodil la masă, noi suntem foarte fericiți sau conducem un bolid. Da, mă rog, ați înțeles. Tu spuneai că în perioada liceului erai destul de timid și destul de retras. Te-a ajutat facultatea să te dezvolți? Să te deschizi? Ca să fac o analogie, facultatea de actorie m-a ajutat să ajung pe lună și facultatea de masteratul de pedagogie m-a ajutat să văd tot universul. Ce frumos! A fost așa. Wow. Acum înțeleg eu de ce cursanții care vin la cursurile tale declară lucrurile astea. Chiar tu o spui acum, ai reușit să descoperi universul, să ajungi la lună. Trebuie să mai specific că la gala absolvenților unei ATC, poza pe care am arătat-o puțin mai înainte, ai fost premiat cu premiul cel mai bun instructor de teatru.
Wow. Și dacă ai obținut premiul ăsta din partea unei ATC-ului, este clar că profesorii care te-au coordonat în perioada aia au văzut în tine acest potențial. Și vreau să te întreb, ai vrea să urmezi calea aceasta de a deveni profesor de teatru în cadrul Universității Naționale de Teatru sau vrei să faci în paralel și teatru, dar și la catedră? Bineînțeles că nu o să renunț la teatru, pentru că ăsta este primul lucru după care am pornit. Pe parcurs am descoperit că s-ar putea să am veleități și în zona pedagogiei. Și cred că un profesor bun de teatru este și un actor bun. Așadar, da, mi-ar plăcea să fiu într-o bună zi profesor în cadrul universității și în același timp mi-ar plăcea și să profesez în zona teatrului. Eu îți urez succes. Mie mi-ar plăcea să regizez. Până să continuăm interviul, aș vrea să-l descoperim într-un mic colaj video pe Emanuel, să-l vedem așa în diverse posturi și postaze. Da. Frumos. Asta este un cadou din partea noastră, un cadou din partea noastră și ai văzut la final avem două poze acolo, Instituția și Bolt, și aș vrea să vorbim despre aceste două proiecte pentru că sunt proiecte în care tu ești activ la ora actuală și aș vrea în primul rând să descoperim Instituția pentru că este un proiect interesant ca structură. Da, este cele două proiecte sunt foarte dragi mie. Instituția este un proiect de teatru educațional bazat pe metoda teatrului devised, adică este scris de la zero din poveștile unor copii fără părinți sau abandonați și are o componentă interesantă și anume că aduce spectatori pe scenă. Iar spectacolul este o pură interacțiune între un actor și un spectator. Acolo am un rol foarte important pentru mine. Victor îl cheamă, este un băiat cu autism. Și un băiat cu autism al cărui frate și-a omorât mama. Da. În primul rând, povestea e foarte grea, mai ales știind că provine dintr-o sursă adevărată. Și partea de autism este o muncă extraordinară care m-a făcut să ajung la o persoană care lucrează cu copii cu autism. Practic a trebuit să fac un studiu de personaj foarte în detaliu și să înțeleg cum funcționează mintea unui autist. Și foarte interesant și nu cred că ai reușit, sincer, iartă-mă dacă mai mă lăsa să fac o glumă, da. Nu cred că ai reușit să înțelegi mintea unui autist, însă, într-adevăr, este un univers, aș spune eu și am folosit acum o metaforă atât de complicat, la fel ca și creierul uman, pentru că dau seama că nu știm nimic și nu înțelegem mare lucru din creierul uman, însă pot să vă spun că îi consider eroi pe acești oameni care lucrează în domeniul în formare ABA, așa se numește, pentru copii autiști și îi felicit pe această cale și îți mulțumesc, Emanuel, că ai ales acest proiect și te felicit că îi ajuți. Bravo! Proiectele, ambele proiecte, dacă nu mă înșel, sunt au obținut niște fonduri speciale din partea unei ATC-ului, nu? Parcă sunt în colaborare cu unei ATC-uri. Da, sunt în colaborare. Instituția a fost proiect specific pedagogiei, iar BOLD este un proiect finanțat de SAS,
SAS fiind societatea antreprenorială a studenților, care aparține de un ATC. Și are un, o reprezentație, hai să facem un pic de reclamă, te rog, Emanuel, chiar îmi doresc asta, am să fiu și eu prezentă, pe 28 ianuarie, sâmbătă, la ora 19, da, la sala, spune-le și sala, te rog, telespectatorilor. La sala Cinetic, clădirea colorată Cinetic, clădirea colorată din spatele TNB-ului. În spatele Teatrului Național, da? Deci da. Emanuel vă așteaptă acolo sâmbătă la ora 19. Intrarea, ai spus că este liberă. Bine, sigur. Sper să aveți destule locuri. Dacă vine multă lume, vă descurcați. Da, și cum primesc tinerii? Cum interacționează în momentul în care vin la aceste spectacole? Ce descoperă? Ce întrebări vă pun în momentul în care la final faceți și o ședință de întrebări? Da, într-adevăr, Bold mai ales are la final o parte de discuție cu publicul. Este foarte interesant că ei caută să facă legături între viața lor și ce se întâmplă pe scenă. Ce vedem aici este un modul de ateliere, tot prin același proiect Bold, ateliere de dezvoltare personală, alături de colega mea Andreea Mustaș și prietena noastră Ingrid Bărbulescu, care este psiholog. Dorim prin proiectul Bold și prin spectacol, dar și prin ateliere să le arătăm tinerilor, dar și părinților, că evenimentele din viața lor, cele care îi pătrund puternic, cele care îi traumatizează poate sau îi fac să sufere foarte mult, sunt niște evenimente pe care ei le hiperbolizează pentru că e prima oară când se întâlnesc cu ele și e normal. Și dorim să-i ajutăm să-și gestioneze emoțiile, să-și le conștientizeze și să învețe să le controleze mai bine. Dar vreau să rămân la Victor. Victor iubea trenulețele, dacă nu mă înșel. Da. Cum ai ajuns la a descoperi lumea asta prin ochii lui Victor, care lumea lui practic se desfășura și echilibrul lui era în jurul acestor trenulețe? Mi-am dat seama că nu știu nimic despre comportamentul spectrului autist. M-am întâlnit cu această domnișoară, amica mea, prietena mea, Lavinia, se numește, care lucrează cu ei și luam fiecare detaliu din bucata mea, din momentul meu și găseam o soluție din punct de vedere autistic, să zic așa. Și a trebuit să compun un puzzle, practic. Să compun un puzzle și așa am ajuns la ideea că Victor, toată lumea lui Victor ține de echilibrul acelui trenuleț. Dacă trenulețul e ok, Victor e ok. Și de acolo a pornit momentul. Regia este Florin Liță. Pentru că faceți parte din această generație împreună și uite cum se dezvoltă un proiect. Asta vreau să scot în evidență. Generația tânără caută să vină cu ceva nou, proaspăt și care atinge niște puncte sensibile ale societății actuale în care noi trăim. Ei sunt prezenți în jurul nostru, acești copii instituționalizați. Și uite cum instituția ajută să înțelegem lumea asta a lor, pe care mulți dintre noi nu mai avem timp sau poate nici nu ne dedicăm acest timp să o descoperim. Voi căuta oriunde, și în stâncă și în val, vreau viață după viață, supremul ideal. Ce vreau eu nu se vede și nici nu se aude. Nu știu dacă se pierde sau doar mi se ascunde. Ia. Păi să nu rupi. Stai mă, ce, că nu rupi. Și asta, mă? Carpați. Mhm. De ce n-ai adus Danhil? Că Carpaț fumează bunică. Că Carpaț fumează bunică, trebuia să aduci Danhil, că Ștefan fumează Danhil și cel mai șmecher de școală. A, da? Păi de ce nu ceri lui Ștefan atunci? Nu vreau. Nu vrei, ești fricos, nu? Nu, dar nu vreau să afle că e prima mea țigară.
Pe nu-i se pare un pic suspect că umbli mereu cu el, dar nu te vede niciodată fumând? Nu. I-am zis că vreau să mă las. Prietenia e temporară, nici nu-ți dai seama, poate să dispară. Afară! Nu e adevărat, a fost în teren. A fost un metru afară. A fost un metru în teren, s-a văzut foarte clar. Da, s-a văzut foarte clar, e afară, e cum pentru mine. Cum să fie cum pentru tine, ești incredibilă. De ce vrei să trișezi? Să nu trișezi deloc, uite-te la cominciu, e afară. Fă-ți frumos! Da. Dacă tu ai 150 de... milioane! Încă o dată. Dacă tu ai 150 de... milioane! De... lei! Nu mă auzi, de... lei! Bun, iar eu vin și ți iau 150 de... milioane! De... lei! Ce voce bună ai! Asta am vrut să, asta am vrut să scot bună, în evidență, bună, bună. Că este și un, un solist foarte bun, wow. Și un timbru special, pot să spun. Și foarte bună melodia asta ultima cu Făt Frumos și Leana Cosânzeană. Mă gândeam ce hit, ce tare asta dacă ar fi scoasă și cu un videoclip și cu puțină promovare, cu așa, asta ar fi chiar hit. Mi-a plăcut foarte tare ultima piesă. La o parte dintre ele, cred că ai scris, nu mai știu exact la care dintre ele, la Bol, sau ai scris și text sau versuri la... la Bol. La Bol, nu? La Bol. Da. Cum pornește din partea ta această creație? Cum încerci să o faci? După ce te ghidezi? Asta e... A pornit de la un hobby, descoperit tot în perioada liceului cu trupa de teatru, toată povestea cu muzica, și de atunci mi-am făcut și un canal de YouTube unde mai pun din când în când melodii, piese originale scrise de mine, produse de un prieten. N-aș ști să explic, n-aș ști să dau un set de instrucțiuni sau reguli cum se scrie o piesă, e ceva ce îmi vine foarte natural. În cazul spectacolului Bold, care e musical, nu știu dacă am... Da. Fiind musical, bineînțeles că avem și niște melodii. Pur și simplu am primit instrumentalele, am știut textul, na, știam povestea și știam ce ar trebui să conțină piesa. Și de acolo pur și simplu mă pun la masă, am agenda pe care îmi scriu versurile și se scriu. Super! Mm-hmm. Și cine a compus muzica spectacolului? Muzica este compusă de Andrei Piciorea și Robert Găgeată, doi artiști foarte talentați. Wow. Da, pentru că tu ne spuneai puțin mai devreme de acel canal de YouTube unde tu îți mai urci din piesele tale. Uite, fără să vreau, am pregătit un scurt material. Iată, n-am tracă, trap un pancar, dar mă face prea tata. O dau tactica carata, că tai cu katana plata. Tic-tac, bandea gata, dar nu sunt catata. Că nu am făcut armata, stai parcat cu-n trancancă. Când cam catacanta, stai cam nu starzan. O dau practic razan, nu-s gras, dau un croasan. N-aș refuza, ne-am cam transpirat fix și nu-l simt titulat. Oricum, oricum, oricum moare. Oricum, oricum știi că-l doare. Oricum, oricum, oricum moare. Vine și fură cât o bucată fiecare. Oricum, porcul, oricum moare. Vine și fură cât o bucată fiecare. Că-i foame, te frigu, golește stomacul. Și tactul la pândă să pună capacul. E ca un război cu șorici și grăsime. Cotețuie în doliu, nu mai plânge nimeni. Și fabri și fabrică, porci fabricați. Să mâncăm și inim și râd și fricați. Și stați atârându-vă bale din gură.
ține masa și câinele fură. Nu ia el prea mult, poate o îmbucătură și roșu în ochi s-a pus. Pe acel de canal de YouTube o să mă uit acolo mereu. Îmi scapă numele acum, ceva cu M. Manole, Manole punct. Manole punct. Manole punct, da? Punct. Vreau să spun că prima piesă pe care am văzut-o aici, mie mi-este foarte greu să o înțeleg în primul rând, pentru că vorbește atât de repede. Cea cu televizorul, da? Da, da, da. Încât a trebuit să o ascult de câteva ori cu căști, ca să pot să înțeleg textul în sine. Da, da. Ce am văzut acum sunt niște exerciții muzicale mai mult din perioada timpurie a melodiilor mele. Între timp m-am cizelat mai mult, am plecat și mai departe de zona asta de hip-hop, pentru că mi-am descoperit și vocea între timp. Bravo. Și chiar acum lucrez la un calup de trei piese care sunt departe de hip-hop, sunt în zona soft, soul, de ascultat și de plâns pe ele. Interesant, pentru că pe scenă, în piesele respective, ai tot hip-hop, dar este un pic mai cizelat, un pic mai prelucrat. Iar ce am văzut acum este un pic de hip-hop underground, mai mult. Ai încercat să te dezvolți și pe direcția asta a hip-hopului, care în România prinde. Deși în continuare o să rămână un hobby, pentru că ar trebui să renunț la alte lucruri ca să o fac serios. Am ales să fac asta pentru că prin muzică pot să spun lucruri pe care nu le pot spune verbal. Eu, Emanuel. De-aia se și numește Manole punct și nu se numește Emanuel Varga. Este o mască prin care eu pot să spun ce simt. Bravo. Să înțeleg că ai rămas încă în forma aceea prelucrată a timidității din liceu? Nu neapărat, ci pur și simplu unele gânduri, unele emoții puternice pe care le simți nu se pot exprima la fel. Știi că am avut și o poetă superbă în această emisiune și ne-a spus undeva unde nu putem exprima prin liber, așa, prin comunicare, exprimăm ori prin poezie, prin cânt, prin actorie. Dacă am ajuns la această fină emoție, da, aș vrea să te întreb din adâncuri. Îți dorești un teatru? Ce se întâmplă? E ușor să intri într-un teatru? Da, e o perioadă dificilă din punctul ăsta de vedere. E greu să intri într-un teatru. Noi suntem foarte mulți și suntem atât de diferiți și de diversi, ceea ce e un lucru bun. Dar, după părerea mea, perioada asta este o perioadă a proiectelor independente. De-aia am și făcut instituția și Bold și intenționez să mai pornesc niște proiecte pe viitor. Pentru că teatrul în momentul ăsta nu mai poate fi o formă de entertainment și atât, cred eu. Cred că trebuie să spună ceva sau să ajute la ceva. Iar teatrul de stat se ocupă de entertainment în mare parte. Ceea ce, din nou, nu e un lucru rău, dar nu este o perioadă bună pentru asta. Se poate întreține un tânăr actor? Da și nu. Sunt unii mult mai norocoși decât mine, care fac foarte mulți bani și foarte bine. Sunt unii mult mai ghinioniști decât mine, care se chinuie și nu reușesc să prindă niciun proiect. Și nu e nici vina lor și nu e nici vina celor care caută oameni. Eu, de exemplu, mai am și un job pe lângă de... E un job micuț de acasă, de subtitrări. Fac subtitrări. Bravo! Uite ce băiat deștept, bravo! Jos pălăria! La filme! La filme, la seriale. Și uite că alternativa aceasta de a supraviețui, practic, vine și din trecutul acesta, background-ul acesta pe care îl are invitatul nostru, cred eu. Și mai vin cu un aspect. Părerea mea este că unea ATC-ul are prea multe locuri. Eu înțeleg, facultate de stat, profesorii sunt plătiți în funcție de numărul de studenți, etc., etc. Dar ca să scoți cum ați fost voi în generația de anul trecut, 285 de studenți care au absolvit anul trecut pentru România,
nu mă refer numai la actori, mă refer și la regie și pedagogie, toate lucrurile astea pe care le are un ATC-ul. Totuși, 200, aproape 300 de oameni într-o serie, mi se pare cam mult. Absorția este prea mică. Și teatre puține, filme puține, sponsori puțin. În același timp, e bine că există foarte multe nișe în domeniul ăsta. Adică faptul că eu am făcut un proiect de teatru muzical, educațional, deja sunt două nișe foarte specifice pe care foarte mulți artiști, în care foarte mulți artiști nu o să intre. Deci, da, important să știi să-ți găsești direcția. Apropo de proiectele astea, Instituția și Bol, v-ați gândit să le dezvoltați și prin țară, să mergeți cu ele, să le prezentați în licee, în școli, astfel încât tineretul să înțeleagă? Pentru că în Bol, de exemplu, aveți 6 personaje diferite pentru fiecare dintre voi doi, care dezvoltă o idee cu care societatea, tinerii se confruntă la ora actuală. Da. Cu instituția deja am plecat în foarte multe orașe din țară și a avut un impact foarte puternic și o influență foarte bună oriunde am fost. Iar cu Bold acum facem demersuri la fel, să găsim oportunități de a pleca și de a transmite mesajul nostru și în alte orașe. Eu mai am două întrebări de aici și Carmen, una: a avea sau a fi? Mamă, dar ce întrebare acum. E prea grea. Prea adâncă. Nu știu, da, bine, e o temă. În societate, cred că pentru a reuși e nevoie de a avea, indiferent ce înseamnă asta. Nu trebuie să vorbim neapărat de bani, putem vorbi despre oameni, echipă, prieteni, ajutor, prieteni, spații. Deci a avea este esențial. Din punct de vedere personal, întotdeauna a fi. Ultima întrebare din partea mea astăzi. Dacă astăzi ai fi avut șansa să alegi un invitat care să fie alături de noi și pe care tu să-l aduci și să discutăm, cine ar fi fost acea persoană? Un invitat. Un invitat, o invitată? Da. Probabil ori pe persoana care m-a ajutat cel mai mult la pedagogie să cresc, și mă refer la Romina Boldașu, ori pe partenera mea de lucru, Andreea Mustaș, cu care am tocmai. Care a fost alături de noi. Vreau să te rugăm, Emanuel, să ne oferi cadou un titlu, da, emisiunii noastre de astăzi, unde am fost toți trei împreună, pentru că momentan emisiunea fără titlu ar vrea de la tine un cadou. E cadoul nostru de la tine. Mai ales că tu scrii bine și cânti bine. Actor? Da. Nu, artist. Artist, om al universului. Frumos. Ca să fie și poetic. Artist, un artist, un om al universului a fost astăzi alături de noi. Îți mulțumim, Emanuel, pentru că ne-ai oferit această șansă de a te descoperi, șansă pe care le oferim la rândul nostru celor care se abonează la canalul nostru de YouTube, și așa poate să descopere și tânăra generație de actori care vine și încearcă să facă parte din societatea noastră prin proiectele pe care încearcă să le aducă, să le prezinte. Proiecte actuale, proiecte viitoare, îți urez succes. Aș vrea să te văd nu numai în proiecte în acestea, aș vrea să te văd chiar și pe scenă mai mult. Și știu că ai abordat și filmul, ai jucat într-un film 5, dacă nu mă înșel, în 2019, n-am reușit să-l văd. Dar aș vrea ca Emanuel să facă parte din generația tânără care încearcă să aducă un suflu nou, nu numai artei, dar și teatrului.
Mult succes! Mulțumim din suflet. Mulțumesc. Și mult succes și ținem pumnii! Gata!